Și vin cu o melodie frumoasă, special pentru toate domnișoarele care urmăresc acest interviu. Erai atât de dragostoasă, domnișoare, domnișoare, domnișoare. Erai atât de frumoasă, erai atât de dragostoasă, domnișoare, domnișoare, domnișoare. Și împreună, 1, 2 și... Lai, lai, la, la, da, da. Lai, lai, la, la, da, da. Domnișoare, domnișoare, domnișoare. Lai, lai, la, la, da, da. Lai, lai, la, la, da, da. Domnișoare, domnișoare, domnișoare. Când spuneai că doar pe mine mă iubeai, domnișoare, domnișoare, domnișoare. Aduce aminte când spuneai că doar pe mine mă iubeai, domnișoare, domnișoare, domnișoare. Și împreună, 1, 2 și... Lai, lai, la, la, da, da. Lai, lai, la, la, da, da. Domnișoare, domnișoare, domnișoare. Lai, lai, la, la, da, da. Lai, lai, la, la, da, da. Domnișoare, domnișoare, domnișoare. Povestește despre nunțile moldovenești. Băi, nu ne ducem acolo, de atât acolo nu înțelegem până la, nu știu, la 8 dimineața și, nu știu, sunt grele într-un fel. Dar lumea spune că, Mihai, din cât ți-am sunat, cel mai ieftin tu ești. Când așa, dar nu când așa, pune și ea, nu-i pune și ea. Și zici, băi, dar mă întrebesc când tu și, dar și am mai venit eu aici. Dacă... la nunte, pur și simplu nu era pe masă. Și-au comandat pizza. Deci muzicanții au comandat pizza? Da. Totdeauna pun masă bună. Oameni și mai simpli. Ăsta n-are studii muzicale, de ce l-ascultați? Există o anumită invidie și nemulțumire în rândul artiștilor? Mulți socot mari, ei, întrăși, dar lumea socoate, poate nici nu știe. Cât evenimente ai? Știi, spui că 50 sau 60. Voi aveți băiatul cu sindromul Down. Copiii ăștia n-au o boală. Băi, nu poate să existe mai mare bucurie ca un copil. Te-ai gândit vreodată să emigrezi? Mihai Falca este invitatul interviului fără protocol de astăzi. Eu cred că oamenii, sau toți, la o anumită etapă a vieții, au auzit o melodie de-a ta. Părinții mei, eu le-am zis că urmează să fac interviu cu tine și le zic, Mihai Falca, pe bune, dar noi ascultăm, noi ia, de când? Și eu am impresia că de o viață știu, dar tu ai 33 de ani. Da. Deci tu cânti de ani buni.
Da, eu am peste 17 ani de când cânt. Am început de la vârsta de 14 ani, prima cu matrie. Și atunci, pe atunci am luat 500 de lei pe două sări. Adică cu matria și cu matrița, cum se mai zice. După aceea a urmat 700. Ei, o leacă neartecat. A doua. Tot e pe urmă iar 1000. Și zic, băi, dar până noi am crescut. Și adică s-a început tot cu clapa, tot cu îndoi cu fratele, cu clapa. Și lumea ne chema. Dar tu cânti la 14-15 ani, da? Da. Adică după ce am, nu știu dacă eu am terminat școala muzicală, și cred că după aceea. Eu am la școală la 9 ani. Mă uit pe rețelele tale de socializare. Tu permanent ești undeva. Deci, la nuntă, în special în ultima perioadă. Da. Tu cum reușești? Cum ții ritmul ăsta? Pentru că pare foarte solicitant. Și plus că tu nu ești tipul ăla de interpret care prioritar mergi pentru un program de 45 de minute. Tu mergi pe o seară întreagă și e o seară de cât? 8-10 ore. 10 ore. În jur de 10 ore, nunta. Cu mătrie, 8 ore. Da, bun, să fac. Eu ce fac? Mă duc... Nu pot spun nu. Mă sună cineva, Mihai, pe data aceea, pe data aceea vin. Mă uit în agenda, eu la toți le spun, chiar să știu că e liber sau că e ocupat, eu le spun, mă sunați că eu mă iau agenda în față, mă uit. Mă uit, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Mă sună cineva pe marți. Marți, eu zic, băi, cam obositor, cam așa e. Dar zic, dar nu pot spun că nu. Facem, facem, adică. Și toate nuntele care luam înainte, erau... Nu putem spun că omul spune, că eu spunem prietul, 4.500 de lei sau 3.000 și cum îmi la ei, dar bună să mă gândim, eu nu mai așteptam că să mă mai suni odată. Deci spunem deodată, facem cu 4, adică dacă 4.500, lăsam 4, pur și simplu din intrebix și în agenda, data ocupată, bronată într-un fel, băi gata, de rău de gine, 2-3.000 de lei să le am. Și cu asta eram mulțumit și deși ești... Multe. Și așa mă fac, știi? Tu înțelegi că simplitatea asta ta atrage. Dar pe de altă parte, dacă nu poți refuza pe cineva, tu ești foarte obosit la un moment dat. Deci tu ai avut săptămâni când cântai marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică asta și iar... Asta se întâmplă iulie și august. Noi atunci, noi, vecă de ultimii 5 ani, cântăm sfârșit de iulie și august, numai lunea, nu știu de ce, dar lunea nu, eu nu, eu. Nu mă ocup. Adică deci mai rar fac evenimente luni. Mă sună cineva și propune și bani, Mihai, îți dau cu 200-300 de euro mai mult, numai hai. Și eu pur și simplu zic, băi, nu as pot, nu deși să mă apuc dacă nu as, nu știu cum, mi pare că o zi nejuni să mă restabilesc. Și noi este câteodată, când cântăm 4-5 zile și zicem, băi, dar într-o vieță ne bucurăm dacă s-a stricat o nuntă. A cincea zi sau... Și câteodată stric și când suntem acasă în zoșeț și încă, băi, dar dacă era și de ghinic, adică sunt plin de energie și zici, băi, dacă era și nunta asta, dacă o facem nici. Nu sunt oboseală, îmi spune cineva, tot mă uit că lucrez tot săptămâna, băi, Mihai, cum poți și așa de vieță și așa prin de energie cât în cap în tine, știi? Eu zic, băi, dar dacă așa sunt eu de la lume, eu așa întotdeauna spun, eu de la lume mă hrănesc și eu cu energie, dacă omul e dansat și vieță, eu sunt nouri, știi, eu plutesc așa, mă duc la o zi de naștere într-un sat, dar eu cu boxă, pun eu boxă, așez, pun. Și cineva ies în ușă, Mihai Falcă, tățu, ești cu telefonul, dar eu nu, nu cântam, dar scutim în aparatul. Mihai Falcă, gata, filmau, băi, oameni, bă, știi. Zic, dar asta te flatează? Nu. Știi, cineva zice că, dar și nu ții cineva să pui aparatul. Dar eu sunt om simplu până la urmă atât și eu îmi pun, eu cânt, eu joc, eu. Așa îmi place mie, nu știu de ce, dar așa îmi place. Pe timp de pandemie tu ziceai că n-ai stat degeaba. Nu. Mulți stăteau degeaba. Tu ce ai făcut pe timp de pandemie? Eu încep să cânt. Îi pus clapa, îi pus, stătem așa și zic, păi da, dacă totuși facem live pe Facebook, live-ul și zic, dar de ce n-ar ce gine să fac live-uri, dar trebuie să câștigăm de undeva, că adică atunci era o perioadă care nu-ți fășeau. Și zic, trebuie să fac dedicație, adică eu nu știu, mai fășe cineva, nu mai fășe. Și când apare cineva
spune-mi, hai că fă pentru câți bani să iau, nu știu. Spune, da, spun 500 de lei. 500 lei? Pentru un cântec sau? Pentru un cântec, pentru o felicitare, adică 500 de lei. Îl fac. Îl fac, trimit la Life era și chiar că vreau să mor de bătrânețe. Aici așa a fost primul, aici a fost, eu nu-l știam. Nu-l știam ce cântică este ea. Nu spunea că vreau cântic și vreau să mor de bătrânețe. Eu deschid YouTube, mă uit. Zic, băi, trebuie să-l fac. Pun clapa, cam cum, cam așa e. Și când am pornit stilul și am făcut dedicație și e, dacă nu mă greșesc, peste 80.000 de vizualizări în două zile. 80.000. Și zic, băi, asta e... Și zic, înseamnă că trebuie să-l fac... Și pe YouTube. Da, să-l pun pe YouTube, că el nu era calitate bună, chiar am filmat cu telefonul. Acum dăm pun prin cablu, știi, e altă calitate. Da, atunci, și zic, e bombă. Și când cineva, dar vreau și eu, vreau și eu. Zic, de ce nu? Și tu ai păstrat cumva tendința asta, să faci dedicații. Acum cât costă o dedicație marca Mihai Falca? 700 de lei. De exemplu. Deci tu o înregistrezi, o transmiți în privat omului. Da, cineva îmi spune, Mihai, dar faci live, cum, la și oară, cum? Zic, băi, oameni buni, eu fac, înregistrez, calitate bună, vă-l trimit, voi îl publicați când vreți. Dar cum explici tu fenomenul tău? De ce oamenilor le place muzica asta? Și de fapt, ce stil e ăsta? Eu trebuie să recunosc, eu credeam că stilul ăsta muzical cumva a rămas în perioada anilor 2000. Și acum când am văzut că melodiile pe care le faci tu adună milioane de vizualizări, reacțiile oamenilor care pur și simplu sunt flatați de ceea ce văd și ascultă și gradul de solicitare pe care l-ai tu, eu înțeleg că oamenilor le place foarte, foarte mult. Și zic și părinții mei care ascultă asta cu regularitate. Eu zic că e un stil retro. Și dacă îi luăm amul după vremea de azi, toate cântecele care vechi, retro, toate se întorc înapoi. Și adică astea zic că nu mor niciodată. E un stil așa care merge și la cealaltă și la cealaltă. Și de ascultare și de dans și nu știu, așa eu mă gândesc. Că e retro. Cu asta am început, când dacă suntem tot, vezi că ea... O leacă de ani să, știi, mult contează, mult contează cum transmiți un mesaj, orice interpret și orice, ies cânt pe scenă, da? Eu așa ne-am pus în cap, băi, dacă eu ies și cânt pentru mine, eu vreau așa să cânt. Lumea, pur și simplu, ori n-a să asculte, ori n-a să înțeleagă ce ai vrut tu să spui. Dar dacă tu cânți pentru cineva când ieși în public, cui cânți? La spectatori. Și ești dated și... Arunci încă, știi, așa, dacă sunt cuvinte, sunt vorbi și lumea, știi, să le primească. Asta, eu nu, eu mă gândesc că asta e. Tu, iată, te consideri talentat ca artist? Talentat? Simt talentat. Mă bucur că am școală, în primul rând. Și pe urmă, dacă am atâtea solicitări, zic, băi, înseamnă că nu sunt așa de rău. Eu adică nu ne-am pus o noată, că eu sunt de la 5 până la 10, ori de la 2 până la 7, nu știu de acolo. Băi, zic, băi, dacă solicitat, înseamnă că am... Romancierul francez Émile Zola a zis că dragostea e ca și rândunica, poartă noroc casei unde își face cuib. Iar eu cred că are dreptate scriitorul. Fără iubire, respect și armonie, nu există nici înțelegere și nici fericire. Februarie este considerată cumva luna îndrăgostiților. Pe 14 avem ziua îndrăgostiților la nivel internațional, iar pe 24 dragobetele, aici, în spațiul românesc. Eu vă îndemn să vă arătați dragostea și respectul pentru perechea voastră, nu doar cu ocazii speciale, dar mereu. Nu ratați ocazia să vă organizați niște seri romantice și în aceste zile, iar pentru a vă relaxa, puteți servi câte o cupă de spumant. De exemplu, Glera Brut de la Aurelius este perfect, deoarece se combină cu orice fel de mâncare.
mâncare. Sau Aurelius alb muscat, care poate înlocui un desert datorită gustului dulce, însă fără adaos de zahăr. Eu vă recomand să încercați și Aurelius Brut Nature Rosé. Din punctul meu de vedere, acest spumant cucerește de la prima înghițitură, iar eu l-am gustat și nu doar o dată. Urmăriți Aurelius pe rețelele de socializare pentru ca să vedeți ofertele și puteți comanda vinul preferat la numărul afișat pe ecran. În descrierea acestui video găsiți un link unde puteți afla mai multe detalii despre gama disponibilă. Eu vă îndemn să vă iubiți, să vă respectați reciproc și să ciocniți câte un pahar de vin spumant Aurelius cu persoana dragă. Dar părinții tăi, cine sunt? De fapt, ce au făcut? Sau ei, fără studii, dar gospodari? Da, tata a fost tractorist și v-au terminat excavatorul. Mama acasă, când era, înainte atunci era cu brigada școlărească și VAP, era, nu știu, avea un grup de copii, de adolescenți care se la Culies, la Jii, la... Și pe urmă după aceea s-a disformat Soiuzul și cum se zice acela, mai este ea, Uniunea Sovietică. Da, da, gata, acasă ăsta. Dar ei mereu au fost alături de voi? Pentru da. Că noi ne amintim foarte bine. Mulți părinți au plecat peste hotare și erau tata greutăți. Tata a fost, nu țin minte până și am, dar eu eram poate încă mic, eram la Moscova. La Moscova, știu că atunci, chiar când și ei, ne-au luat primul acordeon. Mare, mine, nici nu mă vedeam, așa e, trebuie să tusc. Știu că ne-au luat așa și spune el, tata, cântă, repete, eu plângem, nu vrem, fugem. Ziceau băieța mea la joacă, prin drum, cu mingea, auzem, să mă duc și eu. Repete, tata spunea acolo. Și spune așa că, zici că, când tu ai scânt, ai să duci și ai să mănânci ceva bun ușor, ai să bei 50 grame dacă la urmă atât, sau ceva, ai să faci bani ușor, nu știu cu ce să ocupi eu aici. Și eu zic că, ei, unii mă gândim la bani atunci și sunt de voi să mă rup din... Și-a avut dreptate. Și-a avut dreptate și câteodată și stau singur și zic, băi, ce înseamnă să cineva să iei de orice copil, de orice, dacă are înclinații, o leacă mai apăsat, așa, mai, că faci om. Dar cum ai înțeles tu că, de fapt, ai anumite abilități muzicale? Cum au înțeles părinții? Cum a început totul pentru tine? Pentru că ca să-i cumpere un acordeon unui copil, trebuie să înțelegi că omul are capacități. Pentru că mie nu mi-au cumpărat, că eu niciodată n-am prea avut treabă cu muzica. Eu în școală, chiar de la grădiniță, eram, hai zic, vedeta clasei sau așa ceva. Când trebuie de cântat, univa de arătat, cine vine de la raion... Mihai cântă. Și cât eu nu țin minte ceva Hulubul Păcii, care s-a deschis fereastra, Cauran. Dar pe eu eram întotdeauna în față, gata, tu trebuie să cânți. Și am cântat odată, venit în sat, Anatol Latșev. Și atunci cineva din profesor, eu nu mi-am zis câți ani avem, dar eram mic. Zic, Mihai, trebuie să cânti, trebuie să arătăm ceva, că satul nostru nu-i pierdut. Și eu țin minte cu fular alb. Și am ieșit pe scenă și am cântat, nu știu, cu muzică, fără muzică. Și toată lumea a aplaudat, careva plânge, careva. Și eu zic, băi, ăsta și bă, pe scenă ăsta și bă. Și de acolo tata s-a inspirat, mă era în sat, este profesor care m-a învățat la acordeon, Vasile Remeici, din satul muzican, bun. Și adică eu spus lui tata, băi, a-s facă treabă. Hai să încercăm. Deci să încerci. La cineva îi cumpără mașină, cineva îi cumpără, dacă vrea să joacă și fotbal, îi cumpără încălțăminte. Așa și eu, cumpăr acordeon. Și m-am dus un an de zile, m-am dus la Căinariu, a fost școala. E orășelul, este școala de muzică și am un prezent, funcționează. Și m-am dus un an de zile, adică ca de... probă. De probă, da. Băi, a să facă, nu a să facă. M-am dus acolo, îmi dădea ceva... studiu, clasic și văd, dar eu nu eram cu acestea. Și eu îi spunem, eu cântam este de masă, toarnă în pahare și ceva. Dar ce vârstă aveai, în ce clasă erai? A doua eram. Clasa a doua, da. Toarnă în pahare, da. Ei, adică ceva care erau populare pe atunci. Și-a spune, măi, Mihai, repete și am dat. Și mă ducem la școală acolo și eu
până să începe lecțiile. Acordeonul meu era mare, era acolo era mai mitil și suna frumos așa. Eu mă duceam și mă apucam să cânt și cântam de mile. Le pădau cine acolo face lecții și veneau, cine cântă? Deschideau ușa unul peste altul așa și eu. Mihai, liniște total, dar eu cântam, adică eram cu spatele la dânsi. Cântam și băia, să facă. Eu plăcut și lui director, trebuie să luăm, că adică noi nu suntem cu Căușeniu, că e raionul Căușeni. Și am intrat. Și cât timp ai făcut studii muzicale? Cinci ani, așa e, un an, dar mă spun că e de probă. Ah, deci tu ai făcut, deci anul ăla de probă clasa a doua, după aia încă 5 ani până între a șaptea, da, cumva ai făcut studii muzicale. Înțeleg argumentele unor binevoitori, cu ghilimele, care spun că ăsta n-are studii muzicale, de ce l-ascultați? Că mai sunt probabil și reacții de tipul ăsta, sunt neargumentate. Neargumentate. Pur și simplu, cineva nu știe, ca cum se întâmplă de obicei la moment, cineva nu știe nimic despre cineva și încearcă să... Băi, dar acela și acela, dar nici nu te poți documenta, adică nu știi nimic, poate nici nu știu cineva că n-am vorbit. Nici n-ai prea vorbit, deci nu ai avut interviuri de tipul ăsta desfășurate. Ce a urmat pentru tine? Deci înțeleg că practic după ce ai absolvit școala, tu ai început și să cânti. Da, da. Să mergi la evenimente. Cum ai ajuns? Eram copil, să dai seama, 14 ani, 500 de lei, 700 de lei. Asta erau bani erau... Bă, dar eu am toată lumea la picioare, știi, toată bogăția de pe lume. Și apoi, 1000 de lei au fost. Și nu știu cum am crescut, dar am treptat tot, 500 de lei plus. Dar cum ai ajuns tu să cânti cu fratele? Deci, o lungă perioadă despre voi se vorbea ca frații din Cărbuna. Da, eu singur, pur și simplu, nu putem să cânt. Că, iar, este aparat, este... Dar în doi, că... Eu cântam la clapă, fratele cânta și fiecare vie într-un fel melodiile lui. Eu le cântam pe ele care le știu, el cânta pe lui. Așa era. Și după o perioadă am fost mult timp. El tot a făcut studii muzicale? Nu, nu. Începuse la trompetă ceva. Ei, mă rog. Și multe nunți, foarte multe nunți am și multă lume am cucerit tot. Și în doi, zicem, noi doi băieți, doi de unde, din Cărbuna. Așa și zic eu, nu era formație, nu era... Și după asta, cum s-o ne-a dat nume frate din Cărbuna? Trebuie la hram să facă... Lista. Că vine artistul și ala și ala. Cum să ne pui? Frații, falcuri, frații, frații din Cărbuna. E, frații din Cărbuna, o poză cu așa ea. Și când ne-a prezentat, eu nu știu cine ne-a prezentat, și așa și-a fost, se potrigești frate din Cărbuna, e ceva interesant parcă. Și așa au mărs cu numele ăsta, poate până în prezent cineva tot după numele ăsta ne recunoaște. Ori... Da, cu siguranță, plus la asta, voi ați reușit să popularizați localitatea voastră. Adică acum când spui Cărbuna, Mihai Falca. Și ne va să mândrești, vin băieți, psihotari, zice, băi Mihai, dar bucuroși că gândești frate cu mine. Păi m-am dus acolo, de unde ești, din Cărbuna? Păi dar știi muzicant. Dar cum nu știu că e mahal cu mine, ori din sat? Mă zic, bă, gata, tăți gheroi, știi, acolo, bă, cu Mihai, să știe ăsta, că e ceva, pentru cineva tot e plăcută, e... Adică să bucur că univa se aude cineva, că în America, că în Anglia, că se aude de Cărbuna și nu de rău. Dar și pentru tine e motiv de mândrie până la urmă. Dar cum a evoluat la tine prețul, iată, de la început, înțeleg, 500 de lei primul eveniment și de-a lungul timpului, în 17 ani? A fost o perioadă când cântam cu fratele, pur și simplu nu putem să trecem de bariera asta de, nu știu cât luam, 4500 de lei în doi, la nuntă, pe toată țara. Și nu putem să trecem de asta că eu zic, băi, dacă să ridic prețul, trebuie să argumentez cumva. Adică ori mai luăm moderatoare, ori ceva, un instrument, nu putem să... Și mult timp am mers așa. După aceea fratele s-a dus în Germania, la lucru. Eu am rămas singur. Am luat un băie din sat și zic, băi, și am înțeles atunci că zic, pe loc, gata, nu trebuie să mai stăm. Că dacă tot doi băieți și cu o clapă, zic, ne ducem pe râpă. Și zic, trebuie să, cumva, zic, desluăm un instrument. Am luat un saxofon și am văzut că e bogat. Lumea altfel se uită, altfel, zic, bă, dar au fost muzicanți. Dacă era instrument, gata, muzicanți erau.
Și după asta am luat saxofon, trebuie iar să adaugi ceva, 50 de euro, 100 de euro sau cât. Moderatoare, iar să adaugă. Și de pe urmă, zic, băi, eu tot nu pot stau pe loc, adică să lucrez cu 2-3 mii de lei permanent. Și am ridicat prețul meu și treptat, adică argumentat pe un acordeon, tobă și s-a ridicat prețul. Dar acum s-a majorat, s-a ridicat, după pandemie, da? Da, adică... s-a ridicat și după număr de solicitări. Adică dacă erau multe, nu puteți stă pe loc. Zic, bă, înseamnă că se poate lua și mai mult și să avem tot atâtea evenimente. Deci, în funcție de gradul de vizibilitate, popularitate și solicitări, de fiecare dată prețul se modifică. Acum, care nu, este costul? Se modifică pe, de un an la altul. Adică nu putem să începem din luna mai să cântăm cu așa bani și când să ajungem pe septembrie să luăm. Nu, aici e din start. Prețul pentru anul viitor? Eu întotdeauna schimb prețul după luna august. Uh-huh. Adică trece luna august, să încep rezervările pe, așa eram, să încep pe anul viitor. Gata, știm câți avem, 4, 5 băieți, cealaltă vrea atâta, cealaltă vrea atâta. Înseamnă că prețul e ăsta. Iar trece un an, ceva schimbăm, cineva vrea mai mult, cineva vrea, iar schimbăm. Adică la voi prețul e per formație. Spune cine face parte din formația ta acum. Da, este clapă, voce, moderatoare, saxofon, acordeon și tobă. Deci 6 oameni. Da, nu, 5 oameni. 5 oameni. Aha. 5 oameni, deci e că cineva tobă mai o bate când... eu, o bate colegul, o bate și moderatoarea. Adică... Așa, am înțeles. Deci voi mergeți pentru toată seara. Cât ar costa formația condusă de tine să vină la un eveniment? La moment e în jur la 1300 de euro. Așa. Diferă, depinde, dacă e mai departe, pe la Bălți, pe undeva, poate plus drumul, fără drum, ceva de genul. Și ce spun oamenii, iată, când sună și tu le zici prețul? Ce reacție ai avut? Știi, mă miră faptul că sună oameni și spun că eu tot îmi pare mult, că 1300 de euro, spun, zic, băi, cineva, zic, băi, de unde ai luat tu? Dar lumea spune că, Mihai, din cât am sunat, cel mai ieftin tu ești, deși așa preț mitel ei. Multă lume, ce facem? Să luăm o formație scumpă, că dacă muzica e scumpă, e și nunta și e bogată nunta. Nu știu de ce văd așa oamenii. Și când cineva e cineva scump sau știi că băi, dar o foză lumea stătea așa e la masă și nici nu dansa, se uitau ca la Palatul Național, ca la concert. Adică nimeni nu îi îndeamnă. Instrumentiștii cântă fiecare cum, dar să îndemni cineva lumea să ieși în față, să hai chiar și cu toarnă în pahar, dar hai ghinișe de mie să mie și lumea când vede un artist sau vede că el o te-l băi și faci. Până la urmă, tăi, dacă nu dansează nierile nireasă la nuntă, nici lumea nu dansează. Ei trebuie să dea tonul. Da, eu dar așa... depinde foarte mult și de formație, de mult artist. Mult depinde fiecare cum se atârnă de chiar și așa ești dansatori și alții, dacă tăți lucrează ca o echipă, înseamnă că e echipă și noi știm cum să luăm lumea, cum să ajungem la fiecare. Dar dacă cineva, cameraman, zice, ei, lasă, că ia-ți mai aștepte și ala, lasă, că îți dansăm noi mai încolo. Adică sunt niște mărunțușuri, dar care au un impact așa. Povestește despre nunțile moldovenești. Cum ți se par ție? Tu ești de acord cu nunțile unde sunt multe tradiții, unde sunt mulți invitați, unde sunt multe bucate? Care e mai aproape de tine? Ca nu prea știi lumea tradițiile. Bucate sunt. Sunt multe, gustoase, dar lumea nu se ține după o tradiție. Cineva știe că se dă mâna dezbrăcatul și dansează colacii. Cineva mai încearcă să facă nunți des mai performante, adică cu muzică de asta, de disco, când întâmplă fără marș, fără ceva, fără... Și noi inducem câteodată și poate miri vorbim, hai, noi vrem și fără marș, fără... Deci e... Noi încercăm, facem așa cum, dar lumea pur și simplu nu înțelege, zic, băi, cântați-i marșul, vine lumea și faceți voi. Dar noi ce-i spunem? Mirile în asta așa au vrut. Cel mai principal e că dacă se dă o îndrumare la miri, să aleagă o sală care masa de forșeț și în sala de dans sau în sala
Adică atât într-o sală. Că altfel toți ies că și altfel, mai dansează. Altfel, dacă cineva alege undeva un local unde afară e verde și depozat locuri. Bun, oamenii sunt bine, dar pierzi. Ai chemat foto, video la nunte, lumea nu-i. De dansat nu dansează, de filmat și-ți filmezi dacă nu dansează lumea. Să filmezi pe afară care își cumbie cafea. Și zic, cel mai important și putea într-o încăpere, știi? Tradițiile, tu le vezi locul la nuntă? Sau e mai bună tendința asta fără multe tradiții? Știi, tradiții sunt, dar nu le faci cineva chiar cum sunt ele. Dar adică trebuie nu, să le facă, deci nu cred. Nu cred că se merită, deși e că noi le facem, totdeauna le facem, nu cum e tradiția, dar noi le schimbăm, nu sunt la... Mâncarea asta cu trei da, niveluri, da. Îți place? Nu, nu, e foarte... Te duci și la sală și cineva și zici că... Știi și să începe, în loc să economisească mirii, să zic că... Păi, dar nu, unii ajungi, de exemplu, duci la... Unii nu te duci la pizzerie sau acasă, la cineva îți pune o farfurioară acolo și ai mâncat și ai servit ceva și e destul. Nu, la nu, trebuie să aduc 7 găini, 2... Și le pune, și lumea nu știe ce să mănânci și la urmă rămâni și să aruncă și cineva zice că... E, unii îți mai dau pe muzică 1000 de euro dacă mă coastă sala câte 10.000. Știi? Mâncarea acolo e... Adică, dar cine pune, pui așa, e că și-ați zică lumea. Dar lumea și e mai mult decât mănâncă om, n-ați mănânci. Știi, nu-i s-o cotit într-un fel. Dar cu alcoolul, care e recomandarea ta? Deci știi că la noi se consideră că trebuie să fie cât mai mult alcool, omul să vină dacă vrea să bea de toate mult și așa. Eu s-o cot că o băutură trebuie să fie la nuntă, dar și baleas tot bună. Dar mulți cum fac? E reduceri la, să nu-i dau de anumire, la ceva. Deci să luăm. A să margă tot din aici. Și adică omul sunt așa momente că cineva servește și dacă nu-i bună băutura, hai să zicem că sunt, că nu-i bună. El ori nu servește și nu face atmosferă, că adică omul când o lecție, că e alt om. Și dacă nu-i bună băutura, nu se bie. Și gata, nunta și iară ceva mai deci retras aici, practic, așa. E un lanț. Fiecare element contează acolo. Acum, prioritar, tu unde ai nunți? Am înțeles că ai unele regiuni unde nu mergi. Mă sună de toate regiunile și Bălț, Ocnița, Drochea, Ștefan Vodă, Criuleni, Hâncești, da. Amuia nu prea vreau să iau departe că cântem 4-5 zile, 6. Până să-mi ducem până la Băz, venim înapoi, pierdem pe drum 4 ore, dar mai în 3 ore le dormim acasă, dacă e undeva pe un oraș. Și încerci mai mult în zona centrală? Și încerc, da. Dar cineva mă roagă foarte mic, hai să dă cu 100, cu 200, 300 de euro mai mult, vină. Băi, oameni buni, nu țin numai de mine. Și nu te duci, chiar dacă oamenii atât de mult insistă? Nu știu cum e, așa stau și mă gândesc, zic că parcă sunt lumea care mă vrea pe mine sau care vrea numai pentru că e ieftin, poate mai ieftin nou găsit, eu nu știu. Și mă duc la oameni și care într-adevăr vor eu să știu. Adică el nu contează, cum spun, că nu întreabă de preț, dar zici, Mihai, vreau tu și gata. La ce mă duc? La ce mă duc? Fac excepții. Nu contează. Da, eu mai mult pe drum să fac, dar mă duc. Că sunt oamenii mei, știi, într-un fel, parcă zic să nu-i dezamăgesc. Tu ai avut un caz neobișnuit. Ai avut două perechi de nași și patru perechi de socre. Da. Deci, ce nuntă a fost asta? Atunci țin minte că mirele au vrut nașul lui și mireasa nașul. Ei, socrii, nu știu cum s-a întâmplat. Deci acolo, erau divorțați, înțeleg, și recăsătoriți. Da, da. Dar nu s-a simțit că să aibă cineva ură pe cealaltă. Adică toți erau... Era ok. La Costești nu mai mergi. Ai avut acolo un caz așa mai amuzant. Încercau ce să-ți ia. Atunci eram, într-un fel, deși țin minte că atunci eram, nu cât la început, dar luam, nu știu, 4.500 de lei și cineva m-a chemat. Eu auzem și poate și am în ziua de azi să vorbești și cineva super, poate la Costești sunt super cineva, dar super de zona celor că chiar și foto-video. Băi, nu ne ducem acolo, de atât că acolo nu înțelegem până la... Nu știu, la 8 dimineața și, nu știu, sunt grele într-un fel. Dar eu m-am dus. A fost tot ok, tot cu banii, cu...
mașina, cum s-o... Îți scoteau... Da, o scuză, dar atunci era luată mașina cam în timp și ăla. Și eu, ca și fiecare când ții o mașină nouă, zici că, băi, dar să nu-i ating cineva, dar să nu-s grei, dar să nu așa e. Și când i-o luat și zic, băi, dar până dimineața șase și bădare. Știi, într-un fel... Dar ți-o luat chestiile alea de la roți? Că... Nu, chiar plasma asta. Da. Nu, după aceea am mai fost și am avut, mă chema cineva și chiar de una am fost la Costiști. Oamenii-s bravo. Numai aua lor ceva... Dar cred că fiecare regiune are ceva specific. Are, da. Cea mai deocheată solicitare de a cânta ceva pe care, în care ai avut-o. Pentru că eu când merg la nuntă și când aud cineva de la masă, da, muzicanții să cânte asta. Eu mă întreb, muzicanții ăia trebuie să știi toate melodiile care vin în mintea. De exemplu, fost asta cu... Eu mă duc la Țânțăreni. Noi când am auzit prima dată așa și scântăm, băi, și... Dar el iau Edu Camarova. De seama, și cineva, băi, nu știu. Nu știți, eu mă duc la Țânțărinți. Prima dată aud nici. Și asta a fost... Și până în prezent cineva tot o mai învârtește. Asta e bună. Da, da. Atitudinea gazdelor, iată, aici în Republica Moldova, față de muzicanți, care este? 50 la 50. Deci se comportă și urât. Da. Dar iată cum asta se manifestă. Parcă sunteți acolo sclavi? Nu, mulți se axează că... Voi sunteți plătiți ca și noi. Voi sunteți plătiți, voi luați bani, voi așa, voi așa, voi așa. Dar până la urmă tot noi spunem, nu că eu, dar mai mulți, recomandarea sau aia astea, tot noi o facem, care prestează servicii. Că dacă mă sună cineva și are o părere, băi, unii pot să facă în și locala, pe eu dacă nu m-au primit bine, nu le recomand nici. Dacă ar ne-au primit și ne-au pus la masă, nu o recomandăm cu mare plăcere. Și adică iar e legată una de alta, tot domeniul este de e legat unul. Și dacă îți poartă ghinii cu acela, tot îți poartă ghinii cu... Mult depinde de dispoziție, cum omul te primește. Da? Chiar să vii și nunta așa, chiar și cineva, și dacă salută sau măcar să zâmbesc așa pe tot locul. Păi zici că, băi, ați și bă, ușoar nunta, dacă vine cineva și deodată îți începi cu... Sau pune și cânti așa, dar nu cânti așa, pune și el, nu-i pune și el. Și zici, băi, dar mă întrebesc când tu și dar și am mai venit eu aici, dacă tu știi mei, știi, niște chestii, eu... Eu sunt un mare promotor al consumului rațional de alcool. Da. Și am și rubrica Aurelius, am aici un Chardonnay din 2020. Alb pentru tine. Este. Dar vreau să provoc să-mi zici cum un artist poate să refuze, pentru că tu mergi la atât de multe evenimente, deci riști să te alcoolizezi, dacă la fiecare masă trebuie să ciocnești și să bei, nu știu, spumant, vin și tot așa. Explic cum tu stai la capitolul ăsta, echipa ta, care este poziția voastră atunci când mergi la un eveniment legat de băutură și mâncare și poate cineva o să preia. Da. Pentru ei ceva. Noi când ne ducem, da, sunt mulți și din păcate orice, eu nu zic numai de muzicant, sau de, dar orice om care face lucruri bune, știi cum spune că Dumnezeu, că i-a dat două daruri, i-a dat și unul bun, dar i-a dat și unul rău. Și adică întotdeauna cineva care face lucruri frumoase și bune, întotdeauna să ie de băut. Dar noi îi ducem și cineva de să servească muzicanță, care de obicei la nuntă, a, Mihai, ce... Băi, nu servesc. Eu multe ori spun la volan. Dar băieții, băi, nu servim. N-am mai văzut muzică. Unii s-au văzut muzicanți să nu servească. Asta e. Și cineva să iară. Dar cum așa? Dar cum? Ai cu mine măcar 50? Băi, băieți. Deci sunteți categorici în privința asta. Da, noi, eu spun așa, la miri, oricine acolo. Băi, dimineața, dacă îți rămâne sau dorești și ai plăcere, îmi dai o sticlă. Acasă, noi, când ați vrem, cum ați vrem, așa să o servim. Și cu asta să... Deci tu tot ești un promotor al consumului rațional de vin. Da. Dar în ce circunstanțe tu, iată, simți nevoie să ciocnești un pahar de vin cu cineva? Sau tu ești categoric în privința alcoolului, inclusiv și viața de zi cu zi? Eu acasă servez, chiar și fac gin, eu și alb și negru și servim normal. E cum mă spun,
50 grame dacă e ceva bunișor, dacă e așa, vin... Adică tu nu te încadrezi în mitul ăsta, să zicem nu, așa, nu, despre artiști, că ei merg și la fiecare nuntă. Eu, chileală. Pur și simplu, eu dacă servesc, nu pot cânta. Dacă servesc, eu nu știu deși, adică cineva îi dă nu știu ce acolo, se încălzește gâtul. La mine pas. Eu sper că o să-ți placă Chardonnay-ul ăsta din 2020 și să-l deschizi împreună cu soția. Da, mersi mult. Înțeleg corect. Voi în perioada asta luați în jur de 1300 de euro pe performații, da, pe eveniment. Dar eu presupun că ca toți artiștii voi mai faceți ceva bacșiș sau categoric nu. Cum funcționează? No, sunt zile când, știi, mai bune și mai rele. Sunt câteodată, cel mai mult am făcut 8000 de lei, așa pe cineva, Mihai, 200 de lei cântă nu știu și acolo. Mihai cântă, nu știu și... Dar mai sunt care pur și simplu îi place, vine Mihai, strânge mâna și de 200 de lei, 300 cât acolo unde. Știi, adică sunt momente... Și apoi cu toba mai facem. Dar eu am văzut cu toba la tine pe Instagram. Deci tu și cânti și la tobă, da? Da. Neavând... Da, nu am făcut nișul. Pur și simplu ritmul ținem și... Ies, dar lumea, pentru lume e ceva, e wow, când iese Mihai Falcutoba, de la telefoanele, cineva mai face și TikTok, să fac, e ceva, numai cu telefoanele, și atât mă deranjează, ulea, că zic, băi, dacă noi facem mișun, să facem o sâmbă, lumea trebuie să danseze, și când lumea dansează, facem doar când tâți stau și cu telefoanele așa, parcă nici nu e real, așa, nu e interesant. Arate, spune-mi tu ca și interpret, cum te simți în momentul în care... Vine cineva și spune, uite, ai făcut o atmosferă frumoasă azi, da? Mi-a plăcut tare mult, m-am simțit bine, ține un 300 de lei. Asta te flatează sau un pic ai gradul ăsta de incomoditate? Am un leg de incomoditate, deși e că eu, parcă am spus, dacă am spus prețul, zic, bă, eu dacă am spus așa preț, înseamnă că eu am socotit cam tăti... Și dacă mi-ai dat, zic, bă, dar nu trebuie, dar zic... Nu trebuie, dar... Da, ideea este așa când voi v-ați înțeles gen cu 1300 acum recent și îl vine și zic 1400 îți dau. Nu, no, 1400 nu spune nimic, dar ceva, 3, 4, 500 de lei, cineva de chiar 50 de euro. Am fost la o nuntă la Glodieni, cineva, Mihai, dar nu trebuie moderatoare în Luanu. Sunt și mă întreb, eu băietul cu saxofonul și... Când ajungem și eu îl conving, zic, băi, de să luăm și moderatoarea, că zic, lasă, dă-mi 50 de euro, lasă că eu îi dau 50 de la mine, mă dă să luăm și bă, frumos și bă, când îi ducem acolo, o mărsănuntă și ea, ciotcă, unghiile și ăla, Mihai, să mulțumesc, dar n-avea cuvinte, pur și simplu, și ne-a dat, nu știu, că 200 de euro pe ce ne-a dat deasupra. Eu dat-o, zic, bă, eu nu m-am așteptat și n-am... Și asta, eu cred, eu nu știu ce stare ai tu, eu aș fi flatat. Nu, până eu... la urmă, pentru asta lucrez. Da. Ca să fie recunoștința clientului și a publicului. Dar pentru mine mult, contează că să rămâi mulțumit cineva. Băi, îți zic că, uite, n-am dat greș. Am luat, s-a făcut, e tot bine și lumea se simte bine. Și dacă lumea se simte bine, îți pune și banii pe masă. Noi am schimbat pauză de cafea, dar tu nu bei cafea. Eu deja am băut de câteva ori. Dar spune-mi un pic cum la capitolul mâncare. Pentru că dacă te-ai potrivi, de marți până duminică, marți, duminică, deci poți să duci mâncare bună, da, mâncare multă, deci acolo poți să te faci tobă. Aici ajungem la restaurant și la sălile astea. Cineva nu mai pune chiar așa de mult pe masă la muzicant sau la... Și până la urmă tot suntem noi 5 dansatori, foto, video, 12 oameni. Spui o masă acolo de pentru 7 persoane sau de 6. Deci sunt unii care pun modest pentru genul masa e pompoasă pentru invitați, pentru așa, dar la muzicanți și la cei care mai sunt acolo cu așa, e foarte modest. Da, cu toate că cineva ieși aparte pentru loc, pentru, de exemplu, câți muzicanți, 5, 300 de lei, adică nu 7 sau cum, 1000.
300 de lei, dar și iar noi ne indispunem. Cum? Și... adică, deci tu ca trebuie să plătești 300? Nu, no, de la miri. Aha. Eu bani pentru masa la... Da, e... Nu, asta e bună. Dar eu chiar nu, diferența asta când o vezi e ofensatoare, nu? Da. Când te uiți acolo că la tot stau gen somon sau ceva, dar și nu trebuie să pui și nou somon sau să-mi pui ceva găine. Băi, mâncare și, de exemplu, dacă sunt 10 oameni, pentru 10 oameni. Nu contează și spui. Dar să ajungă la tâți, dar nu să mănânci. De exemplu, că vin dansatori, poate vin mai înainte, ori noi ne aranjăm, ori noi cântăm pentru întâmpinare. Să așa dansatori la masă, scoal nu rămâne pe masă, practic. Dar după aia mai adaugă? Sau cum se întâmplă? Bă, la muzicanți aduc tot așa mâncare caldă, mâncare tort. Cineva adaugă, cineva nu adaugă, cineva... Sunt diferiți pe tot locul. Dar cum tu ce faci atât ca lider al formației? Poți să mergi să zici, uite, poate... Da, mă mai adresez la miri sau la cine acolo, să nu mă deranjez chiar pe miri, poți să întreb o soacră, ori chiar pe cineva care e administrator la sală. Băi, mai este, nu mai este ceva pentru... Și, înseamnă și, că acolo riscul să te faci... Da, da, cel mai așa neplăcut e când întreg administratorul la sală. Spune, dar pentru noi mai este ceva. Nu, gata, la voi, așa o plătit, așa o... Păi zic, chiar din omenie ești dintr-o asta, chiar nu se găsește două părjoale acolo, ia să vii, să le tai în patru, aici spui să... Nu mai știi nimic, adică eu până la urmă tot, poate la miri tot, spun, băi, dar cum e, dar nu ne-i hrănitori, nu ceva așa e. Sunt băieți care la nunte, pur și simplu nu era pe masă și au comandat pizza la pachet și au venit, au intrat cu pizza în sală. Asta nu-i rușine pentru... Eu nu știu pentru cine, poate și pentru miri, poate. Deci pentru... muzicanții au comandat pizza? Da. În mare parte, iată vorbind, deci oricum sunt unii care pun masă da. Bună și pentru muzicanți și pentru dansatori. Totdeauna pun masă bună, oameni și mai simpli. Adică cei care, nu știu, într-o mare parte, poate să-și mult cheltuie pe local, că adică localul este foarte scump, știi? Și zici, băi, dar unde să mai ajungă și pentru muzicanți la asta, mănânci, puneți și... Și acolo rămân pe mesele invitaților 80% de mâncare. Mi se pare greșit de și... De asta își spun, că poate și aici cu sălile, băi, dar se poate lua de acolo o prăjoală, de acolo, de acolo, de acolo, împacă, îi puteți, stăți și mulțumiți și nici nu știi, băi, cineva și s-au petrecut. Mulțumesc tare mult. Da. Mergi mai departe. Da. Ziceam, tu ai 33 de ani, da. Ești căsătorit, da. Și ai doi copii. Da. Spune un pic despre soția ta. E din mediul ăsta muzical sau cum v-ați cunoscut? Nu, noi ne-am cunoscut, suntem dintr-un sat și într-o clasă am fost. Și ne-am întâlnit 10 ani până în căsătorie. Pe bune? Adică din copilărie. Și deja avem 10 ani de căsnicie. Mulți înainte. Da. Avem doi copii. O fetiță și un băiat. O fetiță și un băiat, da. Dar cum ai să fii, ce zici soția? Cum ai să fii soție de artist? Voi presupun că discutați de asta. E greu, dar da. Dar unde anume e greutatea? Că ești permanent plecat? Da, da, asta pentru cineva, nu știu. Pentru cineva poate fi o bucurie, de genul. Da, ei nu se imaginează că să mă duc, eu de exemplu mă duc, deși ești, nu mă duc peste hotare cu cântatul, că eu mă duc seara, vin dimineața, dar vin acasă, dar dacă să mă duc pe 2-3 zile, dar mă... steme de așa situații. Și deși eu, într-un fel, încerc să evit, știi, să nu fac disconfort oriceva. Dar știi cum există o percepție față de artiști, da? Că ei sunt cam curvăraș. Că se duc pe la evenimente, întâlnesc tot felul de femei. Știi că femeile cumva altfel reacționează când văd un artist, el cântă, creează atmosferă, îți dă o anumită da, stare. Da, da. Soția ta e geloasă în privința asta? Eu mă gândesc că da, zic că nu pot să greșesc. Da, într-un fel eu pun accentul pe ca și pe băutură. Băi, lucrăm, apoi lucrăm. Că adică să începe, că dacă azi te duci o leacă, mâine o leacă, poți să, că cum ajungi cu alcoolul, alcoolism, apoi ajungi și cu aia stia. Da, dar eu până la urmă atât vreau să nu împătez numele. Dar încerc într-o mare parte să evit aia stia, să... De exemplu, cineva să uit, poți să uit și așa, știi, cum mă rog, sunt... Dar eu încerc, mă face a nu vede. Pur și simplu, eu cânt, îmi fac astea și... Nu știu.
Dar colegii din formații, voi toți aveți același principiu? Sau... Nu știu, băieții. Băieții, mă rog, au și... Nu, eu din mine spun așa, ia că mai mult, da, au, sunt situații, mă rog. Voi aveți o fetiță de 8 ani și un băiat de 3 ani. Da. Deci probabil puțin știu și eu chiar nu știam până când nu mi-ai zis tu că voi aveți băiatul cu sindromul Down. Da. Dar cât de mult v-a schimbat în general viața, apariția copiilor? Când s-a născut fata, eu așa spunem că băi, nu poate să existe mai mare bucurie ca un copil. Ca un copil și am și treci pe timp, pe zi și treci, mă convinc de asta tot mai mult, știi? Adică lucrăm, pentru cine lucrăm? Pentru copii. Până la urmă, tot cineva, băi, că eu fac nu știu câte de mii de euro acolo. Băi, dar pentru cine le faci tu? Pentru cine le faci? Părinții tăi când au lucrat pentru tine, dar tu pentru cine? Și eu mă bucur. Și când cu băietul, când noi, de unde s-au aflat și cum am astea, ne-am dus la o zi, nu știu, la 4 luni, poate 5, nu mi-am amintesc. Și ne-am dus odată, îi spune că parcă ceva nu-i clar, parcă ceva, este o pată, nu știu unde, este ceva. Ei, noi, hai la altul, de să facem așa. Ne ducem și cam spune cineva, dar spune diferit, că parcă că dezvoltă mai încet, că nu coincide termenul cu aia astea. Ei, bun, ne-am dus la un zi și zici că când am aflat că e băiet, spune tata, ei, au stat mult acolo și cam și într-un acolo la o zi și zici că acasă se bucur că e băiet. Eu m-am bucurat, mă rog, așa e. Dar soția era cam supărată. Nu înțelegem, zic, și pe urmă am discutat că ceva nu-i în regulă. Și da, eu zic, păi, dar bun, până nu asta nască, noi nu asta știm nici noi, nici altcineva, că adică, ca și la dentist, duci la unul, spune într-un fel, duci la altul. Dar vi s-a spus atunci că există riscul să se nască cu sindromul Down? Nu, dacă îmi spune, poate ne pregătim, nu știu. S-a venit naștere, da? Am dus soția, iată un medic foarte bun, s-a numit și bun ca om, adică nu ca... Și când m-am dus să văd copilul, spune că la mama și copilul în secție de asta mai specială, așa ceva, că era cu, nu știu cum se cheamă, galben ceva, și trebuie să stai sub lampă, sub te... Băi, bine, părinții acasă, și mai văzut, da, și eu bucuros, da, pe poze ne trebuie să țin. Dar nu dă de voie la nimeni să intre. Și cineva vrea cu flori, cineva, nu se poate. Și când vine medicul și el așa spune că, dacă uitați-vă că ea că e posibil că și aibă sindromul Down, eu nu garant, cum, nu spun 100%, dar eu eram bucuros așa, de copil, de așa e. Și mă ies și asta, zic, lasă, băi, noi simt sănătoși. Zic, și el tot așa e, că să vă pregătiți, puteți vă uitați. Și când ne-am uitat, nu venea credit. Zic, băi, ne uitam la copil, ne uitam și era pe internet, două lucruri diferite, știți? Adică arăta absolut normal. Da. Și zic, ne spune că trebuie să facem testul genetic. Da. Când să-l facem? Dar noi, la moment acasă, și trebuie să-l ducem, dar nu ne hotărâm. Că, bă, dar poate e așa, poate, știi? Adică nu vrem să credem până într-un... Și ne-am dus, am dat, trebuie să așteptăm nu știu câte zile acolo. Mă duc eu să iau rezultatul. Și soția mă spune, ce ai luat? Nu. Și când spune că, da, este... S-a confirmat sindromul Down. Da, formă liberă, nu știu cum așa. Și s-a început de atunci a... O plâns mult soția. Dar care a fost reacția ta? Tu te așteptai? Eu, într-un fel... Parcă era... Mă așteptam, că adică nu poate să nu existe, știi, ceva, așa că noi suntem... Dar încercăm într-o viață și mai tare că... Iar ca bărbat să protejez pe ceilalți, că asta poți să distrugă. Și atunci ați început să intrați mai mult în esență ce înseamnă sindromul Down. Da, scătăm, să citim, dar în principiu și este pe internet, asta e ceva o...
dezinformare, până la urmă, total. Deși e că de la copil la copil sunt două lucruri diferite. Fiecare are felul lui, fiecare... Și nu poți să te iei după un anumit distia să... Și un ok și facem. Facem, adică pe la medicul ne-o recomanda, pe la centri distia care sunt duși în kinetoterapie, ceva. Hai să încercăm. Dar copilul era cătesc copii, reacționa. De exemplu, fata când la jumătate de an nu sunt de pe spate, nu se întorce pe burtă. Dar este de la 4 luni, băietul se întorce și zic, băi, ceva, zic, nu înțeleg. Ori noi nu înțelegem, ori ce e scris acolo e ceva. Și ne-am dus la kinetoterapie, la... Și când noi spunem și faci copilul acasă, dacă zi de zi, se mirau doctorii și el așa face amul la... Și zic, da, așa dă de eu de umeri. Nu știu, adică, cum așa poate să... Că îi pune în jucării, el îi pune la loc, într-o iercielă, într-o... Și când noi... Și ne-am dus acolo, adică nu era rezultat ceva, adică și făceau ei, se comportau cu dânsul ca copiii cei care nu puteau absolut nimic să facă. Și zic, băi, n-are rost, înseamnă că dacă noi acasă tot ne ocupam și tot făceam mai multe decât făceam. Și zic, și să numai să șim la număr într-o vie, nu știu cum acolo, zic, poate nu e corect, dar... Și ne-am oprit dus la... Și am uia, e care, 3 ani. După ce a fost o perioadă de... Nu știu cât să zic, văd, jumătate de an, poate și un an de zile, când tot soția, multe ori, auzeai pe la televizor, și plânge. Și, băi, încercam să-l liniștesc. După aceea, eu trecut, când a început, dăm el să meargă, să... Și am o bucurie de dânsul, că, zic, nu știu, știți, sărătos și era să și alt fel. Dar ne bucurăm tare mult. Dar cum se manifestă? Deci el îi înțelege foarte bine tot. Tot înțelege. De exemplu, noi am și... Dăm o banană și un fruct, îi dăm. El întotdeauna șeri pentru soră. Îi dă una într-o mână și dă-i o bucată, că să-i ducă acolo ea. Așa. Dacă să-i spui, da, să aducă orși, să aducă căciula, scurta, papușii. Tot el... Deci e o formă de sindrom Down, să o numim lejer. Eu nu înțeleg nici eu cum, adică așa e scris, dar, e formă liberă. Dar vizual, acest lucru e vizibil. Puțin, adică tot nu-i cineva stă cu limba afară, sunt sau care cu ochii chiar mărânței așa ea, dar el, nu știu, eu îl văd normal. Dar care a fost reacția rudelor? Care a fost reacția prietenilor? La noi, în societate, trebuie să recunoaștem, nu toți sunt pregătiți să vadă un copil diferit. Și de multe ori, un copil cu sindromul Down se evidențiază printre alți copii. Sunt părinți care nu vor să-i lasă să se joace. Vorbeam cu Ludmila Adamciuc într-un interviu unde părinții se îndepărtau de... Asta e foarte greșit. Copiii ăștia n-au o boală. Asta e așa, eu nu știu cum un cromozom în plus. Da. Și n-au de sistemică să mă lipsească sau să... Dar când au aflat părinții, tot s-au aflat într-un mod așa mai... Nu cum trebuie, într-un fel. Dar destul de normal. Destul de normal, deși e că nu arată. Vizual nu dai că... Doar de, nu știu, mai are așa niște, dar e... Iată, vorbind de frică, pentru că mulți părinți, în momentul în care apare la un moment dat un copil sau cu autism sau cu sindromul Down, deja au frică să mai planifice un copil. La voi cum este? A apărut frica asta? A fost tot ca la tăți. Călătăți, dar după ce cineva, dacă mai urmărim cineva tot, familie care, și după asta să nasc copiii perfect sănătoși, și zic, băi, dar de ce nu? Să încercăm și noi. Te-ai gândit vreodată la viitorul lui? Îți este frică ce viitor ar putea avea un copil cu sindromul Down aici în Republica Moldova? Da, sincer, ne gândim, dar nu se văd soluții, știi? Adică să ne rugăm noi să avem sănătate și noi să putem să întreținem. Deși așa trebuie aici care au câte un copil, trebuie să mai facă un copil, că să aibă cine, dacă
cumva să aibă cine avea grijă, dacă și bă, sora, fratele sau cine. Cât de mult te implici în educația copiilor? Foarte mult mă implic. Eu spun că altceva n-am ce face. Recent, cum, de un an de zile, am intrat conducător muzical la grădință din sat. Mă activez acolo 2 ore sau cât acolo și pierd tățeaua să acasă. Să acasă și eu mă joc, eu le arăt, eu... Adică nu văd o problemă și nu văd o... Și vax nu se implici tata, că Doamne ferește. Adică numai mama trebuie să ia la iedușe sau dacă e fată, tot numai mama să-i... Nu văd chiar. Nu, dar asta e foarte, foarte da, bine. Eu mă bucur că se schimbă cumva. Fietele, eu socot că mai mult să le chez de tață. Asta care are fete, știi, cred că. Și băieții de mame, nu știu, că noi așa am fost. Eu, de exemplu, acasă, noi dacă avem ceva, o problemă, eu spunem lui mama, noi o spunem lui tata. Știi, nu știu cum tata e mai sever, o leac și cum să-i spui. Că, din tăi mama și mama, știi cum să-i spui. Să, știi, și bătătă... YouTube. Da. Tu ai un canal de YouTube care e relativ nou, dar tu, sau nu știu, cel puțin văd că de când postezi acolo, sunt melodii de acum 11 luni. Deci da. Tu când ai început să fii activ pe YouTube? Ce s-a întâmplat cu canalul tău? S-a pornit de la șec cineva din prieteni, tot așa, Mihai, de să facem, să facem canal de YouTube, spui să faci niște bani, niște... Dar eu dacă sunt din perioada aceea când banii nu se fășeau stând cu cioarele pe sobă, știi, trebuie, dacă muncește, ai, dacă nu, știi cum e băieță, și vezi de bani, băi, degeaba, așa e. Și le spune el la băieție, bă, dar dă să încercăm de, și zic, băi, dacă voi vă pricepiți, dă să încercăm. Dar eu zic, eu nu știu absolut nimic. Așa e, am făcut, pus, am dat, de, facem nume, facem, de să acumulăm vizualizări, atâtea deci, timp de ori, ceva. Și când ei au făcut, și noi am încărcat acolo 2-3 piese, ceva, și vizualizările care îmi trebuie eu pentru, că spunea monetizarea, timp de o săptămână, s-au acumulat atâtea șile și am trecut și vopșădăm. Și eu zic, bă, dar pe asta e cineva, așteaptă ani de zile de gheță. Și zic, băi, înseamnă că eu... Dar asta când s-a întâmplat? În ce an? Anul trecut. Anul trecut. Până atunci tu nu erai prezent pe... Nu. În luna chiar februarie. Deci eu am văzut că melodiile tu acum 11 luni unele le-ai încărcat și au milioane de vizualizări. Atunci și-a fost făcut pagina. Analizând. Da. Melodiile tale. Deci de pe canalul tău Mihai Falca Oficial. Deci tu ai melodii care au depășit milioane de vizualizări. Și iată, unul dintre ele îi Vreau să mor de bătrânețe. Deci, aproape 6 da. Milioane. Cum explici tu fenomenul ăsta? 11 luni, aproape 6 milioane de vizualizări. Asta e wow! Da. Când am făcut dedicația care am spus cu Vreau să mor de bătrânețe, s-au adăugat, s-au acumulat acolo, eu mi-aduc aminte, undeva 800 și ceva de mii de vizualizări numai pe Facebook. Și adică, din live, nu era calitate, nu era absolut. Și zic, băi, trebuie să-l fac. Dar la lume și eu mărs, o mărs cu clapa, cum e linia melodică. Și cineva care spune, fă-l-o și dă-l pe TikTok, ca să zboare, ca să... Și de acolo s-a pornit tătăia astea, că cineva a luat o bucățică din... Și e popular și mă ating și am... Pe TikTok? Da. Mă gândesc că a fost o perioadă grea cu pandemie, cam atunci a fost făcut și live și ala și a fost lumea foarte mult s-a avut de suferit, care de frică, care, mă rog, care s-au pierdut persoane dragi. Și ăsta e ca un imn pentru tot perioada asta, parcă așa mă gândesc eu. Vreau să mor de bătrânețe, știi, și nu de altceva. Și cineva când zice, băi, ăsta e nostru. Adică eu așa îl văd eu ca un imn, ca pentru toată situația care e. Și acum canalul tău... Chiar meu când l-a ascultat, a zis, Mișa, ăsta-i cânti cu mie, băi, despre mine zicând. Și mulți care îi spun că te zbor copiii la bătrâneți, nepoți să-i ții în braț. Adică asta e... Eu asta mă gândesc că... Ăsta și-a fost mesajul până la urmă atât. Tu la canalul tău de YouTube ai peste 33.000 de abonați. Da. În niciun an.
Corect ziceau băieții, da, care spuneau că unii așteaptă ani, da, de zile ca, da, să adune un 10.000 de abonați. Și mulți artiști la noi, consacrați, artiști cu nume, nu au milioane de vizualizări, nu au zeci de mii de abonați. Da, da. Ideea e că s-ar fi putut un cântec să prindă și gata, s-a oprit aici. Dar la tine mai ai la 30 să ne oprim, peste 3 milioane de vizualizări. Da. Unde ești tu 2021? Aproape 2 milioane de vizualizări. Domnișoară, cântecul ăsta super cunoscut, da, da, la, da, care eu am impresia că știu și versurile, aproape 2 milioane de vizualizări. Da. Deci milioane de vizualizări în niciun an. Deci tu monetizezi canalul ăsta. Poți spui la etapa asta câți bani câștigi tu pe YouTube? Știu că variază, da? Da. Au fost primele luni, de exemplu, când au fost top, când am pornit, chiar și $1,300. De pe YouTube, $1,300 Da, eu nu credeam, asta e, zic, băi, dar nu poți și așa ceva, cum? Eu am cântat până amu și zic că nu mi-a dat nimic degeaba, nici un leu. Când am gata, eu fac două cânti și Doamne ferește. Și când a venit o lună, două, trei, patru, zic, băi, băieții... Dar asta depinde foarte mult de numărul vizualizării, dacă ceva a prins. Da, da. Am eu mai scăzut că... Dar e câteva sute de dolari stabil pe lună, câștigi. Da. El e content veșnic ăsta. Adică oamenii ascultă muzică permanent. Dar vorbind despre reacțiile artiștilor consacrați, vorbind despre reacțiile artiștilor ai poporului, să-i numim așa, cu siguranță te-ai confruntat că cineva îți spunea, da? Nu știu dacă în față sau prin intermediul altcuiva, că nu meriți popularitatea pe care o ai, că nu meriți să mergi la atât de multe evenimente, că există o anumită invidie și nemulțumire în rândul artiștilor, cum există și în rândul jurnaliștilor și în rândul medicilor și, da, în general în societate la noi. Spune-mi dacă te confrunți cu problema asta și ce le răspunzi oamenilor care zic că nu meriți succesul pe care îl ai? Știi, cel mai tare mă deranjează că artiștii consacrați, pot să spun, aici care mari, care sunt Soruceanu, Cuciuc și Nițopa, ești care mari, mă susțin și spun, băi Mihai, când ne întâlnim pe la, am fost la concert sau la eveniment, băi, nu rog, Mihai, tu știu, adică, da, ești care, eu nu zic că sunt rând cu mine, dar care, bun, fac tot așa și fac eu, care mai nu-s chiar văzut și chiar nu-s chiar, ești mai mult, ai, auzi și cântare, cântă și ala, auzi așa, știi, într-un fel aici care sunt cu nume, socot bun, adică cum, dar ești care la un nivel sau mai jos. Dar cum explici asta? Invidia, că înțeleg că invidia, da, ei succesul ăsta nu-l au și se consideră că sunt mulți care tot așa formații, hai să zic formații, nu zic de artiști, că, dar de formații, care cineva, cum spune cineva, că băi, că eu am studii, că eu am învățat, că eu am nu știu ce am făcut și eu pot cânta horalul de la nord sau ceva, care e profesional. Băi, dar până la urmă atât, omul, când duci la o nuntă, sunt mulți care nu înțeleg și ei și cântă ei. Și deși ei nici nu capăt popularitate, deși e că lumea, dacă nu a auzit, tu ai cântat, tu ai cântat pentru tine, tu ai ascultat atât fiecare noată, fiecare, dar și ești, nu te-ai bazat că, băi, să transmit la lume, nu că eu să ascult să văd cât de bine am cântat. Și asta e o greșeală pentru dânși. Că mulți socot mari, ei, întrânși. Dar lumea e socoate, poate nici nu știe. Asta e și mai mare problemă. Și mulți care fac muzică, fac nu pentru oameni, dar fac pentru dânșii sau pentru alți lăutari că se întreacă între ei. Dar eu nu m-am trecut cu nimeni. Eu am cântat, cum am cântat rău, ghini, eu întotdeauna zic, bă, eu fac muzică, lumea să apreciez și lumea să asculte. Dacă mă suni cineva și zic, bă, dacă acolo nu-i luat o nuată, ori ceva e scăpat, ori e detonat, ori... Băi, băieți, eu așa fac, eu așa sunt eu. Dar din stilul ăsta muzical, al tău, da, deci tu ești cel mai vizibil. La număr de vizualizări nimeni nu te depășește, da, nicicum. Dar ideea e că tu nu ești doar aici cel mai vizibil, tu ești unul dintre cei mai vizibili interpreți din Republica Moldova. Mulți să scriu. Păi și vin din alte stiluri muzicale și ăia, care e argumentul că te invidiază sau că vorbesc că e neargumentat succesul? Când ei cântă cu totul altceva. La fiecare să faci așa o... Eu tot muncesc. Ei așa spun. Bă, eu tot muncesc și tot fac și ce fac, deși n-am așa. Asta e. Nu că-i și cântă.
Da, să gândești că e tot muncă. Și cineva mai investește și bani în videoclipuri, în ceva, dar eu numai cu clapa și cineva zice, o poză. Da, tu ai făcut acasă, ai făcut, ai filmat și... Păi eu nu știu, nici eu nu știu, așa lumea primește, așa fac și așa merg. Și de asta și invidia. Dar te supără, te gândești la asta, de ce omul vorbește așa despre mine? De ce consideră că eu nu merit succesul pe care l-am? Nu, dragă-te, mă gândesc ceva, zic, chiar nu înțeleg, zic că toți cântă și toți pot să fac așa. Dar de ce nu fac? Dacă ei socot că eu fac ceva, nu ieși din comun, știi, ceva simplu. De ce nu fac? Da, ai colegi care îți numără banii. Că iată, mergi la atât de multe nunți, că e solicitat și tot așa. Sau s-a depășit etapa aia când artiștii își numărau banii la ori? S-o cotez să număr banii. Așa s-o cut eu. Cineva la noi când se aude de, între lăutari, între formații de-astea, când se aude cât evenimente ai. Și tu îi spui că 50 sau 60. Ei îți spun... 1300. Nu pun 1300, dar pun cât să iasă lui. Câte 100 de euro își dau 6.000 dacă la 60 de euro, dar pe câte 2, dar pe câte 3, dar pe câte 4. Într-un fel așa și zic, bă, după asta. Și printre asta s-o cut. Eu s-o cut că banii... Eu zic, totodată trebuie să spui, ai spus cât costă per formație, dar iată tu pentru tine. Deci tu, timp de un an. Da. Ai calculat, nu știu, ai calcul, că ai 10 de nunți, cu siguranță. Bă, deci doar în, la tine se întâmplă că ai, poți ai 10 de nunți în anumite luni. Așa, peste 65 de nunți. Nunți mari, cu mătricime, fără evenimente de astea, țări din ăștere, ceva mai mici. Așelea nici nu le pun în calcul, așelea zic cheltuială, știi, așa. Deci tu câștigi anual 10.000 de euro, tu personal. Sau, cu siguranță, peste 10.000. Da, da. Și asta crezi că, până la urmă, sunt oameni care nu muncesc atât de mult și câștigă banii ăștia. Tu crezi că e motiv de invidie? Când omul stă și lucrează de marți până duminică și iar de marți până duminică? Câte o lună întreagă, două? Motiv de invidie, motiv de invidie, iar ajungem la și ea, cineva nu-l socoate ca lucrul ăsta, ăsta e. Uh-huh. Hobby. Te-ai dus și ai cântat și gata. Și nu pot, tăți poți să cânti sau știi, tăți poți să... Așa mă gândesc eu, nu știu. Precis că așa e. La concerte politice mergi sau pentru politicieni? Nu. Am fost la un hram într-un sat, unii după ce am cântat, am aflat că cu tăti, că când m-a sunat primarul, spune că nu e nici o politică, nu e nici eu așa te invit, eu cu banii din sat și eu cu banii de acolo și zic, mai facem și mai ieftin, mai facem așa, am dus și când acolo ies cineva, știi că vă mulțumim așa, știi, din politică. Dar pentru ce partid, într-un final? S-a adeverit. Socialiști. Socialiști, da? Asta a fost recent sau anterior? Sunt ca anul trecut, am trecut posibil. Și cum te-ai simțit? Te-ai simțit folosit? Într-o mică parte, da. Deci, n-am nică politică, dar îți puteți să spui din start. Păi, chiar ca eu cine achită sau cine, pentru cine, nu știu. Așa, dar atunci când te anunți, tu refuzi. Deci, dar n-am fost anunțat de, și nici nu mă duc la chestia, nici la hramuri, că la hramuri tot în mare majoritate tot partidele cineva achete. Adică care e satul sau cu localitate și. La tine deci prioritar, nunți, cu metrii, da, zile de astea, acolo politic puțină. Da, oamenii, eu așa am spus că oamenii simpli m-au ridicat pe mine. Eu nu pot să-i calc în ceva. Ce te-ar face să renunți la muzică? Nu știu. Dacă aș răgușe urma, știi, să tai limba cineva. Deci nimic. Da. Cel mai mare onorariu pe care l-ai primit într-o seară sau la un eveniment? 700 de euro. 700 de euro. Da. Wow! Asta personal vorbind, da? Cât de mult contează pentru tine banii? Mare majoritate contează. Te-ai gândit vreodată să emigrezi? Nu. Nu. Ce te ține acasă? Nu știu, eu spun că sunt patriot, știi? Nu știu, deși, dar până cât ne ajungi de la anunț, nici fac cât ne ajungi, să ne rugăm de sănătate. Dar ce înseamnă pentru tine să fii patriot? Adică mulți se duc peste hotare
Și vorbesc de rău de țara noastră. Asta e cel mai greșit. Ei, unii că vorbesc și de bine, apropo. Unii, da. Și duc dorul tot așa, dar se duc de nevoie. Care au trecut prin greutăți, dar care s-au dus așa, iași. De exemplu, am auzit o replică de astea la cineva, știi, nu s-o spun, dar îmi zic, băi, băieți, se duce, era pe rutieră, eu nu știu unde era, în avion. Zici, băi, mă doare de țara voastră, eu mă duc în Italia, de exemplu, sau știi. Zic, băi, până am aici ai fost în... Știi, e urât. Da? E urât, dar e foarte eu, pentru mine asta e... Altceva spune că eu, de exemplu, pe toată lumea care e în Moldova, eu îi socot că suntem o familie, știi? Știi și dacă te duci tu univa și tu vorbești de rău de asta, tu vorbești de tăi, și de mine, și de cealaltă, și de cealaltă. Băi, nu vorbești, spune că, băi, e gine acolo, e gine. Noi care suntem la Moldova, spunem că e gine și aici. Știi, asta mă deranjează când... E, că noi acolo, că la noi acolo, că când vine aici, băi. În comparație cu alți artiști destul de populari, da. Tu nu mergi în diasporă, practic. Și am chemări foarte multe. De ce? Foarte multe. Nu pot să-i lăs șenunțele de aici, că adică eu mă tem de asta că pot să-mi placă mai tare acolo și iar să-mi încalcă... patriotismul ăsta, știi, pot să... De ce? Da, mai mergi, mai vezi lumea, nu, mai vezi... Nu, așa poate să, da, să mai merg, da. Atunci ziceai înainte de interviu, tu nu poți iei o sumă mai mare. Da. Adică tu dacă ai merge acolo, ai cântat pentru aceeași sumă ca și aici. Dar înțelegi că e un pic diferit, e altă distanță, e nu, altceva. Eu mi-am pus prețul meu, că adică ăsta e limita, de exemplu. Și eu nu pot share mai mult decât atât. Eu mă gândesc dacă omul să-mi dă eu să share 5-600 de euro și să-mi dă eu 1000 cineva, eu zic, wow, dar păi, asta e ceva, știi, nu pot să dai eu să share 1500 și cineva zic, băi, Mihai, eu m-am gândit că 1000, dar tu share 1500, dar atunci mă simt eu, zic, băi, că... Înseamnă că n-am ajuns în... Ești modest, ești modest. Dar ai merge dacă te-ar invita doar pe tine și clapa? În principiu m-aș duce, dar știi, ca orice organizație sau ca orice echipă, da. Nu, noi suntem, eu sunt șeful și adică am angajat și le dai la fiecare. Și toți vor să mănânci, și toți vor să și mai ales că atmosfera e alta. Da, da, dar eu spun, când sunt mai mulți e bogată, nuntă, orice nuntă, dacă... Pentru de asta și e cineva instrument, și frumos, și bogat, și bă, nu și de 1000 de euro, dar înseamnă că de 3 sau de... Adică... Tu crezi în Dumnezeu? Da. Eu, de exemplu, merg pe drum, mă pornesc, vin de undeva, eu mă uit în sus și zic, Doamne, să mulțumesc pentru ce și ne-ai dat. Că adică asta nu putea să întâmple așa că noi am vrut, că ea e... Eu așa, într-un fel, eu am fost mult timp la... E că tu nu știi, tu sau cineva. La biserică, eu am fost în altar mulți ani, tot de mic am, eram... Ai vrut să te faci preot? Nu. A, deci mergeai pur cu... Pur și simplu îmi plăce și ducem, noi ținem posturile, ținem la școală, îmi ducem la serate, la 8 martie, că îi dăm mai post. Nu mâncam eu, singur nu mâncam, că eram copil și zic, băi, nu mănânc de fruct eu, nu mănânc... Așa putem să mănânc. Care e cea mai mare frică ta? Cea mai mare frică e să mă opresc de cântat la nunt, să, nu știu, să ajung o zi, să nu mă suni cineva, să nu mă cheme, să nu mă... Asta e pentru mine, să cred că e... Eu cred că fiecare artist, da, sau fiecare om public are o frică oarecare că la un moment dat ar putea să nu mai fie solicitat și dorit de public. Și da. Dar dacă muncești, eu am zis, cu omul care muncește nu o să ajungă niciodată să nu fii solicitat de nimic. Și iar acum să zici când îți zidești numele, știi, tot pui chiar și nu stric chiar așa de repede. Dacă ai făcut de calitate și dacă l-ai făcut ca și o casă, știi, dacă ai făcut-o cu inimă și cu astea, dar dacă ai făcut-o numai lijbă că sibă acoperită, nu merge. Și Mihai, da, ce contează cu adevărat în viață? Familia. Pentru mine, prima e familia, pe urmă sunt banii și pe urmă numele, hai să zicem. Familia, banii și numele. Da. Frumos. Da. Mulțumesc tare mult. Da. Așa, și la final vin cu o melodie frumoasă pentru toți moldovenii din diaspora.
În viață ești musafir. Ori ești tânăr, ori te treci, măi, până la urmă trebuie să pleci. Mântre floare, trandafir, în viață ești musafir. Ori ești tânăr, ori te treci, măi, până la urmă trebuie să pleci. Poți să ai lumea la picioare, bani cu furca să-i întorci, dar când te trage pământul, tot acasă te întorci. Poți să-mi faci de toate în viață, dar fă-le la timpul lor. Nu uita un singur lucru, omule, ești muritor. La prin lume, fiindcă am vrut să o duc bine, mi-am dat seama peste ani unde-s bani, sunt și dușmani. Mult am mai umblat prin lume, fiindcă am vrut să o duc bine, mi-am dat seama peste ani unde-s bani, sunt și dușmani. Pot să ai lumea picioare, bani cu furca să-i întorci, dar când te trage pământul, tot acasă te întorci. Poți să-mi faci de toate în viață, dar fă-le la timpul lor. Nu uita un singur lucru, omule, ești muritor. Un singur lucru.